Deci, de muncet, da? Da. În conformitate cu dispozițiile articolului 31 al neatului de legea 215-2019, a fost convocat pentru astăzi 21 decembrie 2016 în ședința ordinară a Consiliului Local. Convocat în dispoziția numărul 140 din 12-12-2016, primarul Comunei Agar. Din cei 11 consilieri, care compun Consiliul Local, sunt prezenți 9. De fi prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este legal constituit și poate începe lucrările. La ședință face ca invitați domnul de la Discuții TV Onești, doamna Tăbăcaru Nerea de la școală, doamna Cerana Narcisa și doamna Magdalena Cristina. Conform cu prevederea articolului 42, alineatul 5 din legea 215-2001, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Deci procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Deci rog pe domnul președinte, Codroarul Rimuș, pentru a prelua conducerea lucrării. Mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru anunțul de conducere lucrării de ședinte conform normelor legale și invocate. Deci, cele voi înainte. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe termenul 4 anului 2016 și ședința de investiție. Inițiator, Victor Dracon, primar comunei. Am zis comunitele de unii. Doi proiecte de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Ardioan pentru anul 2017. Inițiator, Victor Dracon, primarul comunei. Trei proiecte de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în Comuna Ardioan, județul Bacău, anul școlar 2017-2018. Inițiator, Victor Dracon, primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate, ADIP, inițiator Victor Dracon, primar comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2017, asociat de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Inițiator Victor Dracon, primar comunei. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre, proiectele introduse pe ordinea de zi, da, mai sunt. Deci, un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Doi, proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ardioan în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator de către Comunei Primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local Ardioan. Inițiator Victor Dracon. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărul de personal în aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardioan, Vedeți Bacău, pe anul 2017. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardioan. Inițiator Victor Dracon. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe termenul 4-2016. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău. Inițiator Victor Dracon, primar comun. Așa, și supunem în discuție referatul primarul viceprimarului cu numărul 7600 din 20-12-2016. Supun la vot proiectul ordinii de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține? În unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 4 anului 2016, precum și lista de investiții. Comisiile Unite acordă aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre. Da cuvântul doamnei Cernat Narcisa pentru a prezenta la Cortul de Specialitate. Având în vedere necesitatea aprobării lucrării bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2016, efectuată în conformitate cu prevederile articolului 82 aliniatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale prin dispoziția primarului numărul 139 din 6-12-2016,
Ca urmare a adresei numărul 2937 din 29.11.2016 administrației județene a finanțelor publice Bacău de suplimentare a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunei cu suma de 46.000 lei, din care 39.000 lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și altor drepturi stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru personalul din învățământul preuniversitar de stat, 12.000 lei pentru plata drepturilor asistenților personale, persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor lunare și minus 5.000 lei pentru acordarea stimulentului educațional sub formă de etichete sociale pentru grădiniță, constând în majorarea veniturilor la 11.0200 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor cu suma de 46.000 lei și creșterea cheltuielor cu suma de 46.000 lei defalcată astfel 39.000 la titlul 10 cheltuieli de personal și 7.000 lei la titlul 57 asistență socială, precum și analiza contului de execuție întocmit la 14 decembrie 2016, din care rez creșterea reveniturilor față de prevederile bugetare anterioare. Adresa 2996 din 5.12.2016 administrației județene a finanțelor publice Bacău, prin care au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotele defalcate din impozitul pe venit cu suma de 148.000 lei, din care 121.000 lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și 27.000 lei sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Adresa numărul 20.445 din 13 decembrie 2016 a Consiliului Județean Bacău, prin care mi se comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotelor defalcate din impozitul pe venit prin hotărârea Consiliului Județean din 13 decembrie 2016 cu suma de 11.000 lei, din care 9.500.000 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și 1.500.000 lei sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Referatul numărul 1635 din 16 decembrie 2016 al Școlii Gimnaziale numărul 1 Comuna Ardoan de solicitare a rectificării bugetului de cheltuieri. Necesitatea suplimentării sumelor reprezentând vărsamente din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare cu suma de 11.000 lei și modificarea în consecință a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2016, precum și necesitatea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar. Prin prezentul raport, propun spre aprobare rectificarea bugetului local pe trimestrul 4 al anului 2016 și a listei obiectivelor de investiții în conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, după cum urmează. Buget conform de rectificării anterioare din 17.11.2016, total venituri 3.177,10 lei, influență conform rectificării efectuate prin dispoziția primarului 139 din 6.12.2016, 46.000 lei și conform rectificării actuale 217,02.000 lei, rezultând un buget rectificat în valoare de 3.440,12.000 lei. Influențele au intervenit la cote defalcate din impozitul pe venit, prevederi anterioare 302,46.000, influență 40,34.000, buget rectificat 342,80.000 lei. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, buget anterior 325.000, influență 28,50.000, buget rectificat 353,50.000 lei. Impozite și taxe pe proprietate, buget anterior 229,11.000, influență 5,95.000, buget rectificat 235,06.000 lei. Din care impozite pe clădiri de la persoane fizice, buget anterior 41,83.000, influență 1,84.000, buget rectificat 43,67.000. Impozit pe terenuri de la persoane fizice, buget anterior 66,82.000, influență 3,73, buget rectificat 70,55.000 lei, taxă judiciară de timbru și alte taxe de timbru, buget anterior 3,56.000, influență 0,38.000, buget rectificat 3,94.000. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, buget anterior 1.446,59.000, influență 176,50.000, buget rectificat cu 1.623,09.000 lei, din care sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor
buget anterior 1089.000 lei, buget rectificat prin dispoziția primarului cu suma de 46.000, buget rectificat 1135.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, buget anterior 326.000, influență 130.500.000, buget rectificat 456.500.000 lei, impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, buget anterior 77.000, influență 2.200.000 lei, buget rectificat 79.200.000 lei, alte impozite și taxe, buget anterior 16.69.000, influență 0.82.000, buget rectificat 17.51.000 lei, venituri din prestări servicii, buget anterior 7.87.000, influență 0.13.000, buget rectificat 8.000 lei, alte venituri din prestări servicii, buget anterior 1.74.000, influență 0.07.000, buget rectificat 1.81.000 lei, taxe extrajudiciare de timbru, buget anterior 6.61.000, influență 0.30.000, buget rectificat 6.91.000 lei, venituri din amenzi și alte sancțiuni, buget anterior 77.09.000, influență 1.21.000, buget rectificat 25.30.000 lei, vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, buget anterior minus 237.25.000, influență minus 11.000, buget rectificat minus 248.25.000 lei. În cadrul capitolului de cheltuieli, influențele au intervenit la următoarele categorii de cheltuieli. La titlul 10, cheltuieli de personal, buget anterior 1.444.52.000, influență 39.000, buget rectificat 1.483.52.000, din care cheltuieli salariale în bani, buget anterior 1.171.90.000, influență 33.70.000, buget rectificat 1.205.60.000, salarii de bază 927.36.000, influență 32.000, buget rectificat 959.36.000 lei, alte sporuri, buget anterior 37.03.000, influență minus 2.80.000, buget rectificat 34.23.000, fond pentru postul ocupate prin cumul de funcții, buget anterior 11.000, influență minus 1.000, buget rectificat 10.000, fond aferent plății cu ora, buget anterior 40.000, influență 5.50.000, buget rectificat 45.50.000 lei. La contribuții aferente salariilor, buget anterior 272.62.000 lei, influență 5.30.000, buget rectificat 277.92.000, din care contribuții de asigurări sociale de stat, buget anterior 185.94.000, influență 4.30.000, buget rectificat 190.24.000 lei, contribuții pentru concedii și indemnizații, buget anterior 15.64.000, influență 1.000, buget rectificat 16.64.000. La titlul 20, bunuri și servicii, influențele sunt următoare. Bunuri și servicii, buget anterior 543.39.000, influență 200.92.000, buget rectificat 744.31.000 lei, din care furnituri de birou, buget anterior 19.58.000, influență 4.80.000, buget rectificat 24.38.000 lei, materiale pentru curățenie, buget anterior 7.000, influență 4.000, buget rectificat 11.000 lei, încălzit luna și forță motrică, buget anterior 78.20.000, influență 24.04.000, buget rectificat 102.24.000 lei, apă, canal și salubritate, buget anterior 60.84.000, influență 5.78.000, buget rectificat 66.62.000, carburanți și lubrifianți, buget anterior 23.80.000, influență 5.000, buget rectificat 28.80.000 lei, piese de schimb, buget anterior 7.000, influență minus 0.30, buget rectificat 6.700, poștă, telecomunicații, radio, TV și internet, buget anterior 13.000, influență minus 0.10, buget rectificat 12.90.000 lei, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, buget anterior 160.81.000, influență 16.30.000, buget rectificat 177.11.000, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, buget anterior 165.16.000, influență 141.40.000, buget rectificat 306.56.000, deplasări interne, detașări, transferări, buget anterior 16.83.000, influență 5.000, buget rectificat 21.83.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, buget anterior 36.83.000, influență 0.10, buget rectificat 36.93.000 lei. Asistență socială.
Ajutoare sociale în numerar, buget anterior 261,28.000, înființă 12.000, buget rectificat 273,28.000, tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță, buget anterior 15.000, influență minus 5.000, buget rectificat 10.000. La capitolul 70, cheltuieli de capital, alte active fixe, buget anterior 117,59.000, influență 11.000, buget rectificat 128,59.000. Defalcarea influențelor pe capitole, subcapitole, titluri și aliniate conform rectificării efectuate prin discuția primarului numărul 139 din 6 decembrie 2016 este următoarea. La capitolul 65.0301 învățământ preșcolar, buget anterior 129,90.000, influență minus 0,70.000, buget rectificat 129,20.000, influența intervenindu la titlul 10 cheltuieli de personal. La capitolul 65.0302, învățământ primar, buget anterior 255,25.000, influență, la fel la cheltuieli de personal, 20,80.000, buget rectificat 276,05.000. La capitolul 65.0401, învățământ secundar inferior, buget anterior 484,30.000, influență la cheltuieli de personal 18,90.000, buget rectificat 503,20.000. La capitolul 65.500, alte cheltuieli în domeniul învățământului, buget anterior, la tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță 15.000, influență minus 5.000, buget rectificat 10.000. La capitolul 67.052, asistență socială în caz de invaliditate, asistență socială reprezentând indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap, buget anterior 215,13.000, influență 12.000, buget rectificat 227,13.000. Defalcarea influențelor pe capitole, subcapitole, titluri și aliniate conform rectificării actuale este următoarea. La autorități executive, total cheltuieli secțiunea funcționare plus dezvoltare, buget anterior 949,19.000, influență 71,94.000, buget rectificat 1021,13.000 lei. Din care la bunuri și servicii, buget anterior 293,22.000, influență 71,94, buget rectificat 365,16.000 lei. De asemenea, la capitolul 65.040, învățământ secundar inferior, la capitolul titlul 20, bunuri și servicii, bugetul anterior a fost în valoare de 117.000 lei, influență minus 10.000 lei, buget rectificat 107.000 lei. La salubritate, capitolul 74.051, bunuri și servicii, buget anterior 58,84.000, influența actuală 6,08.000, buget rectificat 64,92.000 lei. La capitolul 84.030, drumuri și poduri, buget anterior 659,08.000, influență 149.000, buget rectificat 808,08.000 lei, din care la bunuri și servicii, buget anterior 572,50.000, influență 138.000, buget rectificat 710,50.000 lei. Și la titlul 70, cheltuieli de capital, buget anterior 86,58.000, influență 11.000, buget rectificat 97,58.000 lei. Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016 se modifică în trimestrul 4 prin introducerea obiectivului achiziționare sort pentru refacere drumuri cu valoarea de 11.000 lei. Mulțumim, doamne Cernă. Dacă doriți, ce mergem cu voi. Am ascultat materialul prezentat și, ca de fiecare dată, când punem în discuție rectificarea bugetului, observăm că sunt foarte multe sume, foarte multe cifre, foarte multe secțiuni, încât cred că noi, așa, la o simplă ascultare, suntem, sau cum să vă spun, nu avem capacitatea să facem o evaluare corectă. Dar cred că toate aceste rectificări au fost făcute corect și eficient pe secțiunea menționată. Mulțumesc. Eu am spus foarte mare atenție și urmă a fost la doamna Cernă. Care sunt prezentat un pic la 10.01, la 10, articolul 10, aveți o rectificare acolo cu asta în cheltuieli de personal, da. Dacă se poate, un pic, analitică, dacă o aveți. Foarte, foarte. La învățământ sau ca sume de parcate din TVA, vreți pe fiecare nu. Nivel de învățământ în parte? Învățământ.
la învățământ preșcolar, influență la salarii de bază 0,10.000, alte sporuri minus 0,10.000. Atât, aici, băi, atât. Mulțumesc foarte tare. Nu știu prea cum e mai avut. Mulțumesc că materialul a fost întocmit extraordinar. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai dureți ceva să cuvântul. Nu supun la vot proiectul de hotărâre, apar la prezentatul de executiv. Cine se pentru? Împotrivă? Se abține cineva. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Ardeoan pe anul 2017. Domnul Neacadean, prezintă... Comisiile reunite acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. Dau cuvântul doamnei Macadam Cristina pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, în ceea ce privește impozitele și taxele locale, potrivit codului fiscal nu sunt modificări. Dacă dumneavoastră hotărâți dacă rămânem la aceleași cote și niveluri de impozitare, precum a fost în 2016, cu ce vine în plus față de 2016, conform articolului 484 din legea 277, taxe speciale propunem a fi instituite contravaloare număr de înregistrare vehicule 25 de lei și contravaloare certificat de înregistrare autovehicule. Este acest certificat de înregistrare care se completează și se eliberează de către noi și numerele de plăcuțele în sine care se atașează la remorci, tractoare de 25 de lei. Este valoarea luată de pe factura de achiziție, deci 25 la plăcuțe și 3 lei la mulțumim, doamnă Macadam, dacă doriți să-mi lasă cuvântul. Domnul Popa. Am ascultat materialul prezentat de doamna Macadam și sunt de acord ca impozitele să nu fie majorate prin 2017 și să rămână aceleași... Deci rămână la aceleași corte și aceleași întâlnire. Da, cum a fost în 2016. Da, mulțumesc. Dacă mă doresc să-mi lasă cuvântul. Domnul Macadam. Da, sunt de acord cu materialul prezentat, întrucât... Cred că deocamdată mai putem merge așa, și așa este destul de greu pentru contribuabil să-și achite taxele și impozite. Iar dacă le-am diminua, ar fi mai greu pentru bugetul local și ne-am descurcat mai greu. Cred că este în regulă să mergem mai departe în felul acesta. Mulțumesc. Domnul Rusoare, să... Sunt de acord cu materialul prezentat și sunt de acord ca impozitele și taxele să fie la nivelul anului 2016. Atât, am terminat. Nu mai doresc cineva să dacă nu o să spun la vot, proiectul de hotărâre în forma prezentată de exemplu. Cine se pentru? Împotrivă? Cine se pentru? Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în Comuna Ardeoan, județul Bacău, an școlar 2017-2018. Domnul Rusu Alexandru prezintă... Comisiile reunite. Prezintă aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Tăbăcaru Nerea pentru a prezenta raportul de specialitate. Note de fundamentare privind proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018. La realizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 s-a avut în vedere criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic și criteriul socio-economic. În conformitate cu prevederile legii educației naționale, numărul 1 pe 2011, articolul 19 și articolul 63 și al legii administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată și aprobată cu modificările și completările ulterioare, articolul 23 aliniatul 1, propunem rețeaua școlară pentru școala gimnazială numărul 1 Ardeoan astfel. Școala gimnazială numărul 1 Ardeoan, cu personalitate juridică, cu 9 clase, cu un număr de 189 de elevi, cu structură, grădinița cu program normal numărul 1 Ardeoan, fără personalitate juridică, cu 2 grupe de grădiniță, cu un total de 40 de preșcolari astfel. Grupa mică mijlocie cu un total de 20 de preșcolari, grupa mare cu un total de 20 de preșcolari. Grădinița cu program numărul 1 Ardeoan va funcționa în anul școlar 2017-2018 în clădirea școlii gimnaziale numărul 1 Ardeoan, dar fiind condițiile moderne de dotare desfășurării unui proces instructiv educativ de calitate.
Această notă de fundamentare a fost discutată în Consiliul Profesoral și aprobată în ședința Consiliului de Administrație a Școlii. Vă mulțumesc. Aș mai vrea, în afară de acest lucru, să mulțumesc primăriei și Consiliului Local, domnului primar, că ați fost alături de școală permanent și ne dorim să o faceți și în continuare. De asemenea, în cadrul atelierului de meșteșugărie al școlii, copiii au început să creeze diverse obiecte handmade. Eu am adus și pentru dumneavoastră și ne pregătim în continuare să susținem pictarea icoanelor pe sticlă, unde s-a oferit doamna preoteasă de la Iliești ca să ne ajute. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Tevăcanu. Dacă doriți cineva să ia cuvântul. Domnul Rusu. Eu cunosc îndeaproape probleme, că am avut chiar acum câteva zile ședința în Consiliul de Administrație a Școlii. Ca să trecem direct la problema ce a spus-o doamna directoare. Sunt aici câteva obiecte realizate de preșcolar și de preșcolar și doamna nu îndrăznit, a zis că să vină cu ele în pace și să-i spună domnul primar, zic eu, nu pot să fac sub nicio formă absolutică, decât după aia domnul primar. Și sunt aici câteva exemplare, așa, și cât fiecare, cât, dacă putem să luăm câte una, două, trei, acum nu știu. Sau să rămână în cap. Ca să cumpărăm uleiurile și, bă, deci, așa să picteze copiii icoane. Prin asta ajutăm și fondul de dezvoltare a să spunem, a școlii, nu? Nu e la școală? Se zice. Nu? Se zice. Nu-i voie, nu? E, eu am spus că așa este treaba. Da, și am mai participat când a fost alea două femei, două doamne de la București. Da. Când așa și eu m-am oferit cam să îi dau niște stativi pentru copiii. Da, că ne apucăm de acum să... Fi făcut, ne vin și nouă vreo $2000. Sigur. Și mai cumpărăm câte ceva, ne dă două stativi și ne apucăm nu de două, stativi, două stativi. 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 Două perechi. Două perechi, mai vedem. Adică o pereche, adică una cu sână. Să iuși la mama, dacă sunt aici. Acum, vedem noi ca cu cine și cu, cum mai poate contribui fiecare de noi cu câteva... Dumneavoastră a zis că aduceți. Nu, nicio problemă, am spus, mă țin de cuvânt. Eu sunt un... Mulțumim, da. Mulțumim că ați fost aici. Acum, aici vă rămâne mai spre, nu? Mai treceți pe la noi. Mai treceți. Da. Mai doresc câteva cuvânt. Mulțumim. Am ascultat pe doamna directoare și suntem de acord cu programul prezentat pentru anul 2017. Trebuie copii. Întrucât toți copiii sunt plasați aici în clădirea aceasta nouă, toți copiii din comun beneficiază de condițiile normale care avem să aibă un copil. Ne bucurăm că în același timp e determinat să aibă și altfel de activități creative și vă invităm alături de voi. Succes. Mulțumesc! Vă supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată. Cine este pentru? Dacă se abține, ține. Trecem la următorul. Dacă mai aveți nevoie de mine. Cum să? Mai sunt puncte care privești școala. Dacă nu am și eu, trebuie să transmit două adrese la inspectorat. Mulțumesc din suflet. Vă doresc sărbători fericite și la mulți ani. Asta eu ne las aici. Cele bune. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate, ADIP. Doamna Mică Gabriela prezintă avizul. Comisie reprezintă avizul favorabil. Da. Da cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Să vedem,
El e casier. Ce casier? Eu dă bani. Așa casier sunt. Vă sunt. Având în vedere prevederile articolului 291 alineatul 1 litera B ale legii numărul 227 din 2015 privind codul fiscal modificării, deci completările ulterioare, care arată că 1. Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acestuia este 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017, precum și avizul ANRSC numărul 423.560 din 22.11.2006 privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, propun promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate, având în vedere că cota TVA este redusă de la 20% la 19% la canalizare, precum și mandatarea expresă a împuternicitului Comunei Ardeoani de a vota favorabil în ședința AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică acest punct de pe ordine de zi. Deși această ajustare conform codului TVA a fost aprobată de ANRSC, totuși având în vedere articolul 16 alineatul 3 litera C din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, se impune acordarea mandatului expres, fiind vorba de un serviciu de utilitate publică și astfel se impune o nouă hotărâre de Consiliul Local. Deci trecerea de la 20% la TVA la 19%. Sunt ușorează aici, da, sunt ușorează în 2017 și de aceea trebuie aprobat, da. Deci o mică completare. Deci, la 31-12-2016, prețul era de 3 lei și 0 bani. Iar acum, începând cu 1-1-2017, cade prin procentul ăla terminat la 3 lei și 0,6 bani. Dacă doresc ce mi-ați luat cuvântul, domnul Bacadam. Da, am ascultat materialul prezentat și sunt de acord cu modificarea prețului, pentru că cu toți suntem consumatori și când vedem că anumite lucruri scad ca și preț, ceea ce rezultă o creștere în buzunarul nostru, deci nu cred că este prin impediment să nu fim de acord. Mulțumim, dar mai doresc. Domnul... Și eu sunt consumator, da. Și eu sunt consumator, tare. Problema este în felul următor, că se strică conductul este cam des, nu știu care e problema. Și nu prea faci față un singur om acolo. Cum am putea interveni un primar? Deci noi, nu depinde de noi, nu depinde de dumneavoastră. Trebuie făcut o sesizare, nu? Deci asta este problema. Am terminat și sunt de acord cu cele prezentate dumneavoastră. Domnul Burlan. În momentul când se întâmplă câte o defecțiune, v-a ascultat referatul, cum se întâmplă câte o defecțiune la conductele astea, nu știu, ori ei trebuie să scurgă presiunea, că să face golul ăla, vidul ăla, ca și la gaze, ca și la asta, așa, și să învârc contoarele astea din nebune, așa. Trebuia legătura cu el sau cu cei care se ocupă, mai ales acolo, de la noi, se ocupă grăjdeanul ăsta. Dom'le, să dea ei drumul întâi la ventil, să scurgă presiunea și după aceea să bage pentru instalație, pentru umplerea conductei. Cam atât am spus. Nu mai doresc ceva să aibă. Că nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv, ce este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Trecem la următorul proiect de hotărâre. 5 proiecte de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pe anul 2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Domnul Macadam... Comisiile reunite acord aviz favorabil proiectului de hotărâre. Da, cuvântul domnului. Aici spune câteva cuvinte. Este vorba de planul de evoluție, care este aprobat deja de 2010 și fiind în 2016 la final, deci pentru 2017 prețul este de 3,87 lei. Deci anul trecut de 1376, iar evoluția lui este doar de 9 bani. Deci la 3,87. 87. Deci la 3,76 la 3,87. Deci anul trecut de 1376, da? De persoană și acum e 3,87. Deci este un plan de evoluție, care de exemplu 2018 e alt, tot la fel, să fie crescător, în funcție de inflație.
Dacă doreți cineva să ia cuvântul, ce este așa. Da. Sunt de acord cu ce prezintă domnul secretar, cu majorarea. Nu e mare, mică, sunt de acord. Vorba de noștri bani. Da. Dacă mai doresc cineva? Nu, supun la vot proiectul de hotărâre, în formă prezentat cu decizie. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Trecem la următorul proiect de hotărâre. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul poziției privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al liceului solid în județul Bacău. Domnul Rusu prezintă aviz favorabil. Comisia propune adoptarea în forma vizitată de executiv, avizând favorabil. Dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, am să fac o sinteză pentru că materialul e cam stufos. Deci, județul Bacău implementează la această dată, prin fonduri post-mediu, proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, în baza contractului de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2011, semnat de Ministerul Mediului și Pădurilor. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor atât pentru mediul urban cât și pentru zonele rurale. Soluția deocamdată pentru implementarea unui management integrat al deșeurilor la nivel județean constă în construcția celulei 2 a depozitului conform de deșeuri situat pe amplasamentul din municipiul Bacău, construcția unei stații de transfer, a unei stații de sortare și a unei stații de compostare pe amplasamentul din Onești, construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din Berești-Azdău, construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din Găiceana, închiderea depozitelor neconforme din următoarele localități, Onești, Moinești, Comănești, Dărmănești, Târgu Ocna și Buhuș. Având în vedere cele anterior precizate și adresa comună a Consiliului Județean Bacău, Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău și a DIS-ului, înregistrată la Primăria Ardeoan numărul 6584 din 19-12-26-16, considerăm oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău. Mulțumim, domnule viceprimar. Dacă doriți cineva să ia cuvântul la cele prezentate. Nu supun la tot proiectul de hotărâre, în toamna prezența publicului, când e pentru. Trecem la următorul proiect. 7 proiecte de hotărâri privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ardeoan în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de derulare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Doamna Anica Izabela prezintă avizul favorabil. Comisia prezintă avizul favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Prin hotărârea numărul 11 din 13.03.2014, Consiliul Local Ardeoan a mandatat pe domnul Victor Diaconu să voteze component Comisia de Evaluare pentru derularea procedurii de licitație organizată de atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Astfel, în data de 07.05.2014, ADIS a aprobat prin hotărârea numărul 6 membrii Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație, organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Din această comisie a plecat doi membri și din acest motiv trebuie să voteze completarea acestei comisii. Deci, cam asta e proiectul ăsta. Da. Îmi mulțumim, domnul viceprimar. Dacă doresc să vă ia cuvântul, vă pot prezenta. Mulțumesc.
Hai că zic, domnul Macadam. Da, sunt de acord cu materialul prezentat, pentru că trebuie să reprezinte, Consiliul Local trebuie să fie reprezentat în mandatar. Cred că cel mai măsură era domnul primar, fiind la curent cu toate problemele, cer că nu văd nimic în regulă. Dacă mai doriți să luați acolo, cum o supun la băt proiectul de hotărâre, în forma prezentată de executiv, ce ne pentru potrivă, nu se abține nimeni. Următorul proiect de hotărâre, 8 proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local al Deoanei. Domnul Macadam, președinte de comisie, prezintă avizul. Comisiile reunite acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. Dau cuvântul domnul viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Tot așa pe scurt am să vă spun, la ordonanța Guvernului numărul 80 din 2001 s-a adus o modificare prin legea numărul 258 din 2015, prin care se lasă la latitudinea Consiliului Local stabilirea normativelor proprii a consumului de carburanți. Deci, în acest raport, se cere să aprobați consumul de carburant la nivelul instituției noastre. De fiecare de la raport? Da. Dau citire și la raport. De fiecare de la raport? Da. A dat acea Logan, acolo 07 RVB 200 de litri, deci minimul. Dacia Logan Bacău 24, CLA 200, microbuș școlar 300, tractor 01 Ardean 200 și tractor 81 Ardean 300. E vorba de litri. Mulțumim, domnul viceprimar, dacă dorești să ne afli acum. Domnul Macadam? Da, cred că este întocmit corect, pentru că aceste cantități de combustibil au fost rezultate în urma unor consumuri și nu cred că este nimic aberant până la urmă, așa că eu sunt de acord. Aberant era până acum că aveam 70 de litri. Cota mai de aia, am spus că știam că aveam 70 de litri, nu ne sub nicio formă. Dacă mai doresc să ne lasă cuvântul, domnul Da, sunt de acord cu materialul prezentat de domnul viceprimar. E normal ca combustibilul să crească de la 70 de litri la, pe lună de la primărie, având în vedere că și domnul primar și domnul viceprimar și-au folosit mașinile personale în interesul primăriei. Deci, e ok. Mulțumesc. Mai doresc cineva să acum? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv, pe necă pentru, împotrivă. Președinte. Nu am orice să pot să mă retrag din ședință. Dar sunteți de acord că domnul mă vedea acum. Da. Trecem la punctare. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării statutului de funcții și a numărului de personal în aparatul de specialitate al primarului Comuna Doani, județul Batou, pentru anul 2017. Domnul autoritate, președinte de comisie, ca vizor. Comisia reunită propune adoptarea proiectului de hotărâre, avizând favorabil. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum știți, noi am aprobat în ședința de 1 octombrie organizarea și facerea de funcții. Pentru anul 2017. În acest interval de timp am făcut documentația, am trimis-o la Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru obținerea avizului. În data de 20.12.2016 am primit avizul. Datorită acestui fapt, am considerat că nu are rost să mai stăm într-o altă ședință ulterioară, să adoptăm organigrama statului de funcții în urma avizului ANFP. Așa că, deci, totul este evolutiv, cum s-a spus. Atât. Mulțumesc, domnul secretar. Doresc să-mi lasă acum. Nu știu cum la vot proiect de hotărâre, în plan prezentat de schimb, cine este pentru, în hotărâre, să abțineți la vot. Trecem la următorul proiect de hotărâre, 10 proiecte de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoane. Doamna Mică Iacon, președinta comisiei, prezintă avizul. Comisie, prezintă avizul, vă rog. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, în octombrie, când am aprobat organigrama și deci am făcut o modificare.
la această atribuție, prin care am modificat funcția contractuală pe care era doamna Ienache, am transformat în funcție publice de clasa 1. Și ca să putem să o ocupăm în anul următor, deci legea ne obligă, legea 188 pe 1999, privind funcționarea publică, ne obligă să comunicăm Agenției Naționale a Funcționării Publici un plan de ocupare a funcțiilor publice. Ceea ce l-am făcut, ca în anul următor, funcția vacantă, să putem să demarăm, să putem să ocupăm prin recrutare, prin concurs, mai bine spus. Și îl aprobăm, după care, în anul următor, în luna ianuarie, deja o să fac propunerea Agenției Naționale a Funcționării Publici pentru a ne permite poate la concurs acestui post. Asta. Mulțumesc, domnul secretar. Dacă doriți să ne ați adus domnul secretar. Sunt de acord cu ce a prezentat domnul secretar. Dacă mai doriți să ne ați adus domnul secretar. Sunt la vot proiectul de hotărâne, formă prezentată de cercetări, ținete pentru. Împotrivă. Nu știu ați ținut cineva. Trecem la următorul proiect de hotărâre. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4/2016. Domnul Macada, în prezentativă, comunistă de specialitate. Se din domnul Rusu. Comisiile reunite prezintă mod favorabil. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Cernan Narciza pentru a prezenta raportul de specialitate. În conformitate cu prevederea articolului 49 din 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credit au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anterior utilizat în finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Veniturile și cheltuielile se includ în buget în totalitate și sunt aprobate în condițiile legii pe o perioadă de un an. Se aprobă în buget pe surse de proveniență și respectiv pe categorii de cheltuieli grupate după natura economică și destinația acestora. Vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 4 al anului 2016, conform contului de execuție al bugetului local la 14 decembrie 2016. Veniturile secțiunii funcționare, plan trimestru 1, trimestru 4, a fost în valoare de 2.985.850 lei, încasări realizate 2.983.622,80 lei, realizat 99,93%. Fiindcă are impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, plan 14.270, încasări 5.629, realizat 39,45%, cote defalcate din impozitul pe venit, plan 302.460, încasări 342.728,12, realizat 113,34%. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, plan 325.000, încasări 350.858, realizat 107,96%. Impozite și taxe pe proprietate, plan 229.110, încasări 229.673,31, realizat 100,25%, din care impozit clădit persoane fizice, plan 41.830, încasări 43.677, realizat 104,42%, impozit clădit persoane juridice, plan 33.770, încasări 33.776, realizat 100,02%. Impozit terenuri de la persoane fizice, plan 66.820, încasări 70.550, realizat 105,58%.
impozit terenul de la persoane juridice, plan 8290, încasări 8293, realizat 100,04%. Impozit teren extravilan, plan 72.860, încasări 67.638, realizat 92,83%. Taxe judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 3560, încasări 3938, realizat 110,63%. Alte impozite și taxe pe proprietate, plan 1980, încasări 1801,31, realizat 90,98%. Sume defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, plan 1.135.000 lei, încasări 1.098.124 lei, realizat 96,75%. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, plan 31.590, încasări 31.590%. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 326.000, încasări 298.330, realizat 91,51%, taxe pe servicii specifice, reprezentând impozit pe spectacole, plan 480, încasări 0, alte taxe pe servicii specifice, plan 0, încasări 102 lei. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, reprezentând impozit pe mijloacele de transport, plan 84.650, încasări 85.267,12, realizat 100,73%, din care impozit mijloace transport deținute de persoane fizice, plan 77.000, încasări 79.211, realizat 102,87%, impozit mijloace transport deținute de persoane juridice, plan 7.650, încasări 6.056,12, realizat 79,16%. Alte impozite și taxe. Plan 16.690, încasări 17.507,5, realizat 104,90%. Venituri din concesiuni și închirieri. Plan 2.870, încasări 2.871, realizat 100,03%. Venituri din prestări servicii. Plan 7.870, încasări 8.007, realizat 101,74%. Venituri din recuperarea cheltuielor de judecată, imputații și despăgubiri, plan 1360, încasări 0. Alte venituri din prestări servicii, plan 1740, încasări 1808, realizat 103,91%. Taxe extrajudiciare de timbru, plan 6610, încasări 6908, realizat 104,51%. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, plan 77.090, încasări 85.298,75, realizat 110,65%. Taxe speciale, plan 67.790, încasări 65.257, realizat 96,26%. Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, plan 6.830, încasări 6.830,100%. Vărsăminte din secțiunea funcțională în secțiunea dezvoltare, plan minus 237.250, încasări minus 278.113, realizat 117,22%. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea acordurilor temporare de casa la secțiunii de funcționare, plan 0, încasări 100.000 lei. Subvenții de la bugetul de stat, reprezentând subvenții primite din fondul de intervenție, plan 511.000, încasări 511.100%, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, plan 40.000, încasări 12.224,20,07%, sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor pe care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, plan 2650, încasări 2650,100%, sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, plan 32.040, încasări 0. În cadrul cheltuielilor, la autorități executive, plan trimestru 1-4, 881.980, cheltuieli la 14-12-2016, 781.935,47, reprezentând 88,66%, din care cheltuieli de personal, plan 588.760, cheltuieli 572.821, 97,29%, bunuri și servicii, plan 293.220, cheltuieli 209.114,47%, reprezentând 71,32%,
la alte servicii publice, generare bunuri și servicii, plan 3.000, cheltuieli 52.8.000, 1.76%. Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap, plan 24.850, cheltuieli 22.880, realizat 92.07%. Ordine publică și siguranță națională, cheltuieli de personal la protecție civilă și protecție contra incendiilor, plan 49.910, cheltuieli 46.227, reprezentând 92.62%. La învățământ, cheltuieli de personal, plan 787.000 lei, cheltuieli 782.014 lei, reprezentând 99.37%, bunuri și servicii, plan 120.590, cheltuieli 76.864,05, reprezentând 63,74%, și asistență socială, plan 12.650, cheltuieli 10.744, reprezentând 84,93%. La bunuri și servicii aferente căminelor culturale, plan 800, cheltuieli 596,34%, reprezentând 74,54%. Alte cheltuieli reprezentând susținerea cultelor, servicii religioase, plan 19.400, cheltuieli 7.360,88, reprezentând 37,94%. La asigurări, capitolul asigurări și asistență socială, în caz de invaliditate, plan 284.980, cheltuieli 271.109, reprezentând 95,13%, din care cheltuieli de personal, plan 57.850, cheltuieli 57.834, reprezentând 99,97%, și asistență socială, reprezentând indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap grav, plan 227.130, cheltuieli 213.275, reprezentând 93,90%. La capitolul ajutor social, asistență socială, reprezentând ajutoarele acordate pentru încălzirea locuințelor cu lemn în perioada sezonului rece, plan 54.000, cheltuieli 17.430, reprezentând 40,07%. La iluminat public și electrificării rurale, bunuri și servicii, plan per an 54.000, cheltuieli 39.561,34, reprezentând 73,26%. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 71.850, cheltuieli 36.816,88, reprezentând 50,24%. Au fost în valoare de 2.985,850 lei, cheltuieli efective la 14-12-a 2.201.988,87 lei, reprezentând 73,75%. Excedentul secțiunii funcționare înregistrat la 14 decembrie 2016 este în sumă de 781.633,93 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, veniturile au constat exclusiv în învărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, unde planul a fost de 237.250, încasările la 14 decembrie 2016, 51.251,69, reprezentând 21,60%, iar cheltuielile secțiunii dezvoltare au fost în valoare de 287.450 plan, cheltuieli efective 278.113, reprezentând 96,75%. Din care, la autorități publice și acțiuni externe, autorități executive, plan 67.210, cheltuieli 65.548,38, reprezentând 97,53%. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, plan 5.000, cheltuieli efective 4.800, reprezentând 96%. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 128.660, cheltuieli efective 125.580, reprezentând 97,61%. Cheltuieli de capital la capitolul drumuri și poduri, plan 86.580, cheltuieli efective 82.184,62 lei, reprezentând 94,92%. Mulțumim, doamne ministru. Dorește mi-a să cuvântul. Domnul Ruf. Am ascultat cu atenție materialul prezentat.
mai e până la sfârșitul anului, practic, asta e până, la momentul de față. Chiar stați bine cu casările, cu asta îmi spune, cu unele locuri chiar peste 100%, nu? Cam așa ceva. Nu sunt probleme deosebite, după câte am observat în material. Mulțumim frumos! Dacă mai doriți semnația, până. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv, ce nu este pentru, împotrivă, dacă se abține cineva. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Domnul Rus Alexandru, reprezintă Comisia de Specialitate, prezintă avizul comisiei. Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere că suntem membri ai acestei asociații, este normal, zic eu, să aprobăm cotizația care ne se cuvine. Ne încadrăm la comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, deci cotizația este de 1.000 de lei. Mulțumim, domnul viceprimar. Dacă doriți cineva să ia cuvântul în cele prezentate. Domnul M-a ascultat ce spune domnul vice. Eu cred că nu s-a urmărit deloc. Sunt de acord cu ce am prezentat. Dacă mai dorești cineva să cuvântul. Mă supun la vot proiectul de hotărâre, în fără de vântat pentru ce. Ce ne este pentru? Împotrivă, dacă abținerea. Așa. Supunem acum în discuție referată viceprimarului cu numărul 6600 din 20.12.2016. Da, prin acest referat vreau să vă fac cunoscut că odată cu începerea refacerii, lucrării de refacere a rigolelor afectate de calamitățile de vară anului 2016, aluviunile să fie depozitate la cei doi stâlpi care sunt în punctul de Halachii pentru a întări terasamentul care a fost afectat de calamități, iar bucățile de beton rezultate tot din documentare să fie depozitate la capătul podului Neuntenești, care la fel a fost afectat de calamitățile din 2 iunie 2016. Mulțumesc. Dacă doriți cineva să ia cuvântul acele prezentate, da. Domnul Popa. Mă ascultam materialul prezentat de domnul vice. Sunt de acord să depozitez materialele care rămân în urma decolmatării la cei doi stâlpi. Numai că nu s-a prezentat nimic despre lucrările podului la Ardeoan, spre exemplu. Deci se face și lucrări la podul Ardeoan, bănuiesc de consolidarea. Nu. Nu-i treaba noastră. Nu. E o lucrare care o desfășoară la Apele Românii, deci problema lor, nu avem nicio treabă aici, decolmatează albiarul lui Tazău Sărat. Atât. Deci nu la pod, nu-i, dar totuși trebuia consolidat podul. Deci, da. Deci a fost mâncat, deci piciorul mai avea un pește și se ducea. Exact. Deci trebuia puse gabioane acolo, deci au venit banii pe calamități, bănuiască calamități ce înseamnă. Deci 2016 apa a inundat și a afectat podul la Ardeoan. Așa este. Și trebuiau făcute gabioane, așezate gabioane, după aia a pus balastul. Așa ne-am pus balastul acolo. Ăștia au venit de la apă. Nu-i treaba noastră, e treaba lor, dar nu este din interiorul comun Ardeoan. Deoarece nu mai putem pune gabioane, nu sunt fundat acolo. Banii cheltuim, strict, picini s-a... Da, alocat. Deci ne s-a alocat pe șanțul și drumul ce mai avem noi acolo, strict, aici trebuie să cheltuim bani. Foarte bine. Dar așteptăm și cred că ni se va aloca bani și pentru podul Ardeoan. Deci e trecut în procesul verbal, și eu zic că nu se va aloca bani și pentru consolidarea podului. Da. Și referitor la poliețe, care a spus că o să le faceți la Leontinești, deci apa a venit și la Ardeoan Pișiesc, deci la drumul Bănășoie, deci toate poliețele au fost afectate. Unii care au fost de lemn au fost luate, nu le-a scris în plan de lucru, a spus numai la Leontinești. Foarte bine, bine, dar și aici au fost afectate. Și trebuia să luați, să aveți în vedere, să le... Nu, acestea au fost montate și în Ardeoan și în Leontenești. Deci ce înseamnă partea Dulțu și partea asta la au fost vorbim de sat, dar apa a venit pe sat, nu a fost afectat deloc. Avem acum... Noi aici a fost afectat și el. Avem achiziționate încă 20 de tuburi, veniți cu propuneri
Am venit la acum și de supropunere, deci să aveți în vedere și la șosea unde sunt, unde este cazul. Să nu cuiți podețele sau dar unde nu este de lucru. Nu de-a lungul drumului național, deci nu avem voie să intervenim aici. Deci, sub nicio formă. Păi stați un pic, păi zoana, cine răspunde? Drumului național, deci nu avem voie să intervenim. Dar putem și atenționăm, nu? Categoric. Da, știți că am avut probleme cu podurile astea subdimensionate. Podurile mari, alea da, care traversează șoseaua. Dar podețile unind în curtea omului, acolo nu-i domeniul public. Da, acolo ce treabă are? Pe care podurile, nu unind în curtea omului. Da, nu, da, da. Păi podețile, dar n-am făcut podețile ale Muntineșului. De la garden. Podețile n-au fost făcute din bani alocați de primărie. Și cine a făcut podețile astea care s-au făcut? Podețile s-au făcut din aia care au... fost cu apa. Ei au stricat. Ei au stricat. Alea la Ilești au fost. La Ilești. Și la de Muntenești, aceeași treabă. Da. Păi pune din la de Muntenești. Da, podețele care s-au făcut de cei care au... care le-au stricat, normal. Ei au stricat și au făcut alte. Da, deci rugăduile mea să aveți în vedere și șoseaua, chiar în șosea națională, deci, dar sunt podețe care s-au deteriorat în urma inundațiilor din 2016. În vara 2016. Mulțumesc frumos. Eu m-am înscris și eu, și domnul vice, trebuie atenționați ăștia care escavează de acolo, din prun de la Reuntenești. Ei tatonează, unii mai bun balastul, chiar dacă ai luat, dus, mai completează cu ăsta la alt. Că da, de altfel, vine acum și bate în asta, în bucățele astea, ale, la spatele lui băiatului Lăcătușul, al bunică. Eu nu pot să mă duc acolo, n-am nicio calitate. M-am dus odată și le-am spus, dom'le, care-i treaba, dar avem o, și noi o ordiniște pe aici, un drum, coborâm pe acolo pe râpă ca să nu mai ne ducem să afectăm șoseaua cu cât circulația aia, așa, cu o căruță cu asta. Dom'le, un minut, mă, șeful. Acum, șeful ăsta a preotiesii, nu știu, nu-l putem atenționa, deși eu a fost corect cu mine cândva, cândva nu e. Băi, băiatule, ea, nu zice nimeni, probabil că primăria știe, nu? Ea escavează, dar apă râște noi. Vine, vine acolo și eu sunt convins că și organ de poliție, vine de acolo cu mașina din Blăște, de alea, vine aici, face careul ăsta și iasă în șosei. Mai mare asta, acolo se întâmplă urat ceva. Eu n-am nimic cu el, Doamne ferește, și mă escavez, cât o mai trăi eu, dar trebuie aparat. Sau mai bun ca atâta. Eu, toată ziua, pe câmp, ori pe colo, ori pe colo, așa, e problema că vin mașini nu știu de unde cu diferite, cum să spune, reziduri. De la magazini, că și-o străcat casa, că nu știu ce chestii trebuie. Eu conglomerat acolo, cred că dumneavoastră ați mai trecut și v-ați mai uitat în dreapta. Și trebuie luat o leacă de măsuri, așa, ieși s-au pus niște barcade de are, dar nu le respectă nimeni. Și trebuie luat niște măsuri așa, băi, fraților, dar noi chiar, sau mai mult ca atât, mai mult ca atâta, apa. Trece și dăm apă. Apa asta, dom'le, știm toți și ăștia de la apă, nu știu când, vin, trebuie, de acum cred că o să se mai reglementeze și treburile după anul nou. Ei vin numai când amendează, dar când se mai speculează, se mai facă. Aici e problema. Este domeniul apelor române. Păi eu ce spun? Deci cei de la APREC sunt autorizați de apele române. Perfect. Ei trebuie să-și respecte perimetrul de excavare. Perfect. În momentul în care nu își respectă, îi facem plângere. Păi sigur că da. Dar este perimetrul apelor de apele române. Deci e domeniul lor. Eu nu știu și... Și apele române i-au autorizat să excaveze acolo. Eu am impresia că Tazlău Sarat are și el componenta, nu știu câți metri, că cred că de la ei o să le cerem, așa, cred că e 30-40 într-o parte și de apă și 30 într-o parte. Restul e în bucățile oamenilor. Nu e așa? Primăria, așa ar trebui, dar știți ce se întâmplă? Sunt oameni care au renunțat. L-au dat la teren de folosit, decât să-l plătească, omul a renunțat la el. Înțelegeți? Al terenului luat apa. Și a intrat în custodia apei urmă. Al terenului luat apa. Mai ales mă de adăugat, domnul. Nu, nu. Fiind depăizat de toate problemele la ordinea de zi, declară închis într-o reședință. Mulțumesc. Vă dorim sărbători cu bine. Sărbători cu bine.